Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Technic Tools. Eu sunt David, iar în acest clip o să vorbim despre drujba cu acumulator de la Dewalt, modelul DCM565. Înainte să începem cu vorbăraia, cu prezentarea și cu testele, aș avea o mare rugăminte către voi. Vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă sunteți posesori de drujbă motoferăstrău sau cum vreți să-l numiți, ce model aveți și dacă sunteți mulțumit de acest model, pentru că probabil o să intre mulți pasionați de drujbe pe acest videoclip și probabil i-ar ajuta și părerea voastră. Iar dacă aveți acest model de la Dewalt, DCM565, m-aș bucura să-mi lăsați părerea voastră despre acest model în secțiunea de comentarii sau pur și simplu părerea voastră după ce o să vedeți testele pe care le-am făcut cu acest model. Așadar, după cum puteți observa, acesta este modelul DCM565 de la Dewalt, un motoferăstrău electric cu acumulator sau o drujbă, o să zic drujbă în continuare pentru că așa le știe toată lumea, o drujbă cu acumulator de 18V, o drujbă dedicată sectorului construcții în special și grădinărit, dar este un model destul de mic, destul de compact, ușor de folosit, care nu are foarte multă putere, dar dacă îl pui acolo unde este locul, o să-și facă treaba de minune, o să vedeți și în testele pe care le-am făcut. Așadar, după cum puteți vedea, vine cu o lamă de 30 de centimetri lungime și cu lanț în dotare, pe care avem scris aici brushless, ceea ce înseamnă că drujba aceasta are un motor de tip brushless, ceea ce este foarte, foarte bine pentru că are mai multă putere, este mai rezistent în condiții de utilizare dificilă, economisește energia și are cât de cât putere pe acest model. Acest model reușește să dezvolte 7,7 metri pe secundă, ceea ce nu este deloc puțin. Frână electrică, bineînțeles. În cazul în care este pusă frâna, degeaba apăsăm pe buton pentru că nu pornește. Ea vine în set și cu o protecție pentru lanț, care se introduce foarte ușor aici, vedeți că se închide perfect și se poate transporta foarte ușor. În partea stângă, bușonul pentru ulei, are un rezervor de ulei cu o capacitate de 115 ml, iar în set acest model o să vină cu un acumulator de 5 amperi oră și cu o stație de încărcare DCB115 care încarcă cu 4 amperi pe oră. Practic, acumulatorul de 5 amperi o să se încarce într-o oră și 10-15 minute. După cum puteți observa, în partea din spate, locul unde intră acumulatorul este destul de mare. O să introduc acum acumulatorul aici să-l vedeți cum arată. Da? Deci el intră din lateral și puteți observa că este destul de mare. Așadar, puteți să-l utilizați și cu acumulatorii din gama FlexVolt. Am aici un acumulator de 9 amperi cu 3 amperi pe 54 de volți și se potrivește de minune aici, ba chiar îi mai rămâne puțin loc, nu foarte mult. Așadar, putem să o utilizăm și cu acumulatorii din gama FlexVolt dacă avem nevoie de un plus de energie. Nu consumă foarte mult curent. Testele pe care le-am făcut au durat cred că vreo 10 minute cel puțin și nu am consumat un acumulator. Într-adevăr, s-a dus prima liniuță pentru că am și forțat-o puțin. Am vrut să văd exact ce știe să facă. Mânerul, după cum îl vedeți, pare că este un mâner de bormașină, doar că pus într-o parte. De exemplu, aici avem o bormașină, ceva de genul acesta. Parcă este același mâner, doar că poziționat așa, un mâner foarte confortabil, destul de bine siliconat, ți oferă un grip bun și în partea asta, exact la degetul mare, avem și butonul de siguranță, va trebui să-l apăsăm prima dată pe el și apoi butonul de pornire. Frâna, după cum am zis, și un lucru care mai îmi place legat de aspect și funcționalitate, dacă vreți, îmi place poziționarea mânerului secundar, pentru că poți să tai cu ea și în poziția asta și am și aici o poziție foarte bună, dar și așa, dacă o țin,
am și aici o poziție destul de bună, are și destul de mult spațiu de jur împrejur și asta înseamnă că poți să o utilizezi foarte bine și cu o mănușă mai mare, mai groasă de iarnă, de exemplu, pentru că o să mă încapă mâna aici. Frâna în poziția asta este pe deschis, adică în momentul funcționării o să rămână așa, de asta am și pus-o aici, să vedeți că este loc, eu am mâna destul de mare și încape aici. În partea dreaptă, sistemul de fixare al lansului și, bineînțeles, de întindere. Și aici aș vrea să punctez chestia asta pentru că mi se pare genială, pot să zic, pentru că avem un buton separat pentru întinderea lansului și un buton care fixează, practic, capacul și lama. Haideți să vă arăt și cum arată prin interior. Deci așa se deschide, vedeți că sunt butoane rapide, asta înseamnă că nu o să trebuiască să utilizăm nicio cheie la acest model de drujbă. Practic se desface foarte ușor. Aici în cap are și un imbus în cazul în care se blochează acest mâner, acest buton de desfacere, puteți să-l desfaceți cu un imbus și așa arată în interior. Îmi place mult sistemul pentru că întinzătorul de lanț rămâne aici și practic întinzătorul funcționează ca la o drujbă normală. Are aici un pin care intră în lamă. După cum vedeți și lama este o lamă normală de drujbă cu două locașe aici și practic poți să montezi și un alt fel de lamă dacă se deteriorează acesta și nu vrei să cumperi altul la fel. Și întinzătorul intră aici practic. Eu așa întind lanțul din acest buton care funcționează independent. Văd că mai cade încă rumeguș pe aici, acum am testat-o, dar nu e o problemă. Deci, practic, poți să-l utilizezi foarte ușor, să montezi lama foarte simplu aici. Are un bolț de susținere, plus un cadru aici din plastic care fixează lama să nu coboare sau să urce și astfel întinderea lanțului se face foarte ușor. Capacul, pur și simplu, o să fixeze lama și se poate întinde lanțul super ușor. Practic, acum eu vreau să-l slăbesc puțin, da? Am făcut atât, lanțul s-a slăbit, pot să strâng. Vreau mai întins, l-am verificat așa, e destul de întins, strâng independent lama și el rămâne în poziția de întins pe care am făcut-o eu din acest reglaj. Practic nu trebuie să învârt două role deodată, învârt o singură rolă de lanț și strâng cu cea de-a doua rolă și astfel lanțul se întinde foarte, foarte ușor. În continuare o să vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut pentru ea și după vin cu câteva concluzii finale și părerea mea despre această drujbă cu acumulator de la Dewalt. Așadar, urmăriți testele, băgați-le la cap și scrieți-vă părerea jos în secțiunea de comentarii.
Acum că ați văzut testele, cu siguranță v-ați putut face o părere despre această drujbă cu acumulator de la DeWalt și eu am reușit să-mi fac o părere și acum o să vin cu câteva plusuri și minusuri pe care le-am depistat la ea. În primul rând, îmi place cum se controlează, îmi place poziția mânerelor. Sigur că mi-ar fi plăcut să fie cumva și mai lungă ca să am mai mult control, dar este o drujbă care se poate utiliza și cu o singură mână. Dacă stai cu ea întins acolo, poți o ții. Ea fără acumulator cântărește 3,5 kg, cu acumulatorul de 5 amperi 4,1 kg, ceea ce nu este deloc mult, nici puțin, dar nu este nici mult și îmi place că cu acumulatorul montat este destul de echilibrat, adică simt cumva un pic că se duce în față, dacă nu o țin eu din mână, dar pot să lucrez cu o mână cu ea, de exemplu să tai ceva, o cracă de copac dacă mă urc în el și bineînțeles pot să tai și așa cu ea, după cum am zis, pentru care acest mâner aici care te ajută să pui cumva presiune pe ea. Și acum vorbim de presiune, după cum puteți vedea și pe cadrul secundar, această drujbă nu are o gheară metalică și cumva i-am simțit lipsa, pentru că la tăieri unde necesită mai multă presiune din partea ta, acești colți, să le zic așa, această gheară din plastic nu agață foarte bine, dar dacă tai grinzi pătrate, atunci da, își fac treaba și acestea. Eu totuși aș fi pus o gheară chiar și mai mică, dar măcar să fie metalică și puțin mai ascuțită ca să prindă în lemn. Acum, după cum ați văzut testele, eu m-am încumetat să tai cu ea și un lemn de fag uscat, un lemn de fag pentru foc, practic, deși ea nu prea este construită în direcția, este mai mult pentru lemn de esență moale, se poate folosi cu ușurință în spații închise, pe acoperiș pentru mobilitate, în spații închise pentru că nu produce noxe și puteți respira acolo lângă ea. Când am apăsat pe buton a pornit, când am lăsat butonul s-a oprit, are și frână după cum ați văzut, lanțul nu continuă să se învârtă după ce ați oprit-o, se oprește în aproximativ 1-2 secunde, ceea ce este un lucru bun. În rest, îmi place cum se comportă în tăiere, nu are foarte multă putere, nu este nici cea mai rapidă, dar pe un acoperiș, dacă vrei să tai scândurile pe care le-ai pus pe acoperiș sau să tai un laț sau să tai o grindă sau ceva, poți să o folosești foarte ușor sau, bineînțeles, în gospodărie, dacă vrei să toaletezi pomii, este foarte ok o asemenea drujbă electrică, zic eu. Este aproape top handle, adică să o utilizezi cu o singură mână, dar nu este cea mai echilibrată pentru a fi folosită non-stop cu o singură mână, este totuși destul de grea. Dacă o folosești cu un acumulator FlexVolt care are 1,23 kg, destul de grea totuși. Cu cel de 5 amperi cu care vine în set este foarte ok pentru că are un 4,2-4,3 kg în setul ăsta complet. După toate testele pe care le-am făcut, după cum am zis, pe acumulator am mai avut două linii energie. Se poate vedea și aici că este același acumulator, este acumulatorul cu care drujba a venit în set. Ea o să vină livrată într-o cutie de carton, cea de acolo de sus, cu aceste accesorii pe care vi le-am zis și manualele de instrucțiuni, plus un pliant care vă informează, și asta este un lucru destul de important, că dacă înscrieți unealta pe DeWalt.ro, beneficiați de un an suplimentar de garanție. Deci, practic, în loc de 2 ani, o să aveți 3 ani dacă vă faceți un cont pe DeWalt.ro și o introduceți acolo. Așadar, lăsați-mi jos în secțiunea de comentarii părerile voastre despre această drujbă. Și dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, v-aș ruga să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc numai bine! Bye.